Direct cu Rania Cremene, emisiune pentru părinții care văd măreția din copilul lor. Vă salut, dragi părinți! Suntem uh, din nou de data asta într-un studio nou la Ițibiții pentru mine este un fel de început de școală, pentru că este prima emisiune a acestui sezon și cum ar fi putut să înceapă altfel decât cu începutul școlii și tot ce a presupus acest început de an școlar și de grădiniță pentru fiecare dintre noi, așa că vă salut odată în plus, indiferent de unde mă urmăriți, din mașină, de la serviciu, de acasă, din fața laptopului, pentru că da, transmitem și live pe Facebook această emisiune, atât pe pagina cât și pe pagina oficială Urania Cremene. Scopul acestei ore este, ca de obicei, să vă răspund la întrebări și la comentarii și să găsim echilibrul împreună, mai cu seamă în această realitate pe care o trăim cu toții, pentru care nu ne-a pregătit nimeni. Aș vrea să plecăm de la următoarea premiză, că în acest moment și în acest context pe care îl știm cu toții, Există mai multe categorii de părinți și aș vrea să ne uităm cu toleranță și cu înțelegere și cu eleganță la fiecare dintre aceste categorii. Avem uh, o categorie de părinți extrem de speriată uh, cu privire la contactarea acestui virus, fie de către copil, fie de către uh, un adult sau uh, un uh, bătrân din casă, dintr-o categorie de risc. Mai avem uh, părinți echilibrați care se uită la această situație uh, pertinent și și-au măsurile necesare și au fost atenți în toată această perioadă de timp și au respectat și regulile. Din această categorie fac și eu parte. Mai sunt părinți cărora nu le pasă deloc, mai sunt uh, cei care neagă cu desăvârșire această realitate și prezența acestui virus, conspiraționiștii și foarte, foarte, foarte multe categorii de oameni, ok? Evident că copiii primesc această realitate a fiecărui părinte și de multe ori se comportă în consecință. De ce spun că e foarte important să ne uităm la mesaje de toleranță? Pentru că mie îmi place foarte mult să mă uit la punctele de vedere diferite ale celorlalți. Și îmi mai place foarte mult o vorbă pe care englezii o folosesc destul de des, și anume We agree to disagree. Acesta este motivul pentru care v-aș invita ca toate comentariile voastre și toate întrebările voastre să vină în sprijinul căutării de echilibru, pentru că da, e o situație dificilă pentru toată lumea. Cum arată ea astăzi? Și am să plec de la exemplul meu, l-am mai povestit și o voi mai face. În momentul în care um, am fost și noi întrebați de către școala fiului meu dacă am alege învățământ la distanță online sau fizic am ales categoric învățământul fizic cu prezență 100% pentru că eu cred că școala e despre conectare, în primul rând cu cadrele didactice, mai apoi cu ceilalți colegi și că învățarea are nevoie de acest cadru. În plus, mai cred că e foarte dificil pentru un singur părinte. Să se erigeze în toate rolurile pe care le-ar presupune, inclusiv și acesta de profesor cadru didactic. Și ne-am găsit mulți dintre noi în această situație, mai cu seamă în perioada martie-iunie, în care ne-am dat seama ce dificil poate să fie să ne preocupăm inclusiv de acest aspect al educației formale pentru copiii noștri, care. Și acea perioadă a fost uh, suficient de bâlbuită, nici pentru ea nu ne-a pregătit nimeni și rezultatele s-au văzut, adică a fost greu și pentru cadre didactice, și pentru copii, și pentru noi, fără doar și poate. Deci, bref, am ales și eu varianta uh, copilul merge la școală, full attendance, în schimb, la fel ca mine, probabil mulți părinți care au ales această variantă nu au realizat că se va întâmpla în aceste condiții, ok? cu mască pe față, cu viziere, cu... Coridoare, cu pătrățele, cu uh, incapacitatea, lipsa de uh, posibilitate, mai bine zis, a copiilor de a se juca împreună, de a se îmbrățișa, de a face schimb de obiecte, de a juca mingea în curtea școlii, de a se juca pur și simplu. Okay? N-am știut de, de, despre toate lucrurile acestea. Și în momentul în care le-am aflat, uh, nu mi-a picat bine deloc, tocmai pentru că înțeleg ce se poate întâmpla pe termen lung dacă aceste măsuri restrictive. Pentru că nu-i doar despre măsurile restrictive, este despre cum sunt ele păstrate, durează foarte multă vreme. Și pentru că știam că și fără aceste măsuri restrictive, puține cadre didactice în România știu să comunice empatic cu copiii. Și cumva. M-am gândit la toate cele măsuri coercitive, amenințările la care vor face apel foarte multe cadre didactice pentru ca un copil să poată păstra aceste măsuri. Nu atât masca în sine m-a speriat, cât amenințările pe care copiii le-ar auzi în momentul în care ar încerca să-și dea masca jos. Sigur că și masca este o problemă atât de multe ore pe zi, nu doar din, din punctul de vedere al incapacității de a respira sau de a inspira mereu un, un aer. Uh, um, deja folosit, ok, uh, dar este despre actul uh, educațional care este greu de realizat în aceste condiții. E, e greu pentru un copil să-și vadă profesorul cu mască pe față, să aibă propria mască pe față, fără să citești uh, mimica facială a celuilalt. Uh, educația se întâmplă greu în aceste condiții. Și majoritatea experților în educație formală pe care am studiat în mediul online au susținut tocmai să se păstreze toate măsurile de siguranță, mai puțin aceasta de a purta elevii mască în sala de curs. Ei bine, la noi lucrurile s-au întâmplat diferit, o să spuneți mulți dintre voi, din nou ne uităm la categorii, sigur, dar noi nu avem școli ca afară, noi suntem cu wc în curte, la noi educația cea de bază de a ne spăla mâinile este încă precară, numărul de cazuri la noi este mult mai mare, sigur o să veniți cu toate aceste argumente pe care le voi primi în echilibru. Dar aceasta este situația în care ne găsim astăzi, și uh, ce aș vrea, în timp ce vom asculta o melodie, este să veniți cu experiența voastră. Cum e pentru voi uh, până în acest moment? Iată că au trecut patru uh, zile, luni, marți, miercuri, joi. Cum este pentru copiii mai mici sau mai mari? Ce simțiți voi despre această realitate? Cum îi ajutați pe copii să, să se ducă totuși cu drag la școală și să aibă drag de învățare? Dacă ești cadru didactic, care este experiența ta? Și pe parcursul acestui răstimp, eu voi citi întrebările și comentariile pe care mă voi strădui în următoarea oră să le așez într-un echilibru. Să vedem. Ce putem face cu toții în societatea noastră, în așa fel încât copiii noștri să fie în siguranță și nu doar din punct de vedere fizic? Pentru că asta poate că este cel mai simplu. Și o să spuneți, nu e deloc cel mai simplu, trăim situația pe care o trăim. Dacă siguranța fizică a unui copil este unicul scop, atunci facem gol în jurul lui, închidem toate ușile și toate ferestrele și va fi în siguranță. Dar eu cred că e important să ne uităm și la sănătatea emoțională a copiilor noștri, relațională și la un răstimp, în așa fel încât să putem uh, anticipa consecințele care s-ar putea întâmpla și să le prevenim prin comportamentele noastre, prin lucrurile pe care le aducem în plus în viețile lor, prin ce putem face ca părinți înainte și după școală pentru a acoperi aceste goluri pe care poate copiii noștri le resimt. În timpul școlii sau grădiniței sau liceului. Vă salut înapoi din pauză. Discutăm despre felul în care a început școala în acest an, felul în care simțim noi ca părinți, felul în care preiau copiii toată povestea asta. Și înainte să răspund întrebărilor voastre care au început să curgă, aș vrea să ne uităm la ce înseamnă de fapt echilibrul unui copil și putem să-l traducem și în echilibrul unui adult, pentru că exact. Același lucru și aceia dintre voi care mă urmăriți deja știți că vorbesc atât de mult despre nevoile psihologice de bază ca fiind rezultatul cele mai extensive cercetări care s-a făcut vreodată la nivel de motivație umană și comportament uman, cercetare care încă nu s-a încheiat și care aparține unui cuplu de cercetători Richard Ryan și Eduard Dissi care au emis această teorie self-determination theory, teoria autodeterminării, care spune practic așa și sunt convinsă că cei mai mulți dintre voi o să înțelegeți foarte repede la ce mă refer. Că fiecare ființă umană se naște cu trei nevoi psihologice de bază. Cu nevoia de conectare, adică vreau să fiu văzut, valorizat, respectat, unic, da? vreau să mă simt important, vreau să simt că aparțin și este cea mai importantă nevoie a oricărei ființe umane, pentru că suntem ființe sociale cu nevoia de competență, adică vreau să învăț, vreau să mă dezvolt, vreau să mă simt în stare și vreau să spuneți, nu e adevărat, copiii nu mai vor să se dezvolte, nu mai vor să citească, nu mai vor să învețe. Am să vă spun că e o mare diferență între educație formală și învățare. Noi nu ne oprim niciodată din învățare. E ceva cu care ne naștem și nu ne părăsește toată viața. Deci avem cu toții această curiozitate, nevoie de a deveni mai buni într-un domeniu sau altul, acolo unde avem și curiozitate, evident. Și în ultimul rând este nevoia de autonomie. Vreau să iau decizii, vreau să fac alegeri, vreau să mă simt sursa propriilor mele acțiuni. Avem cu toții această nevoie, numim nevoia de libertate, dar nu este neapărat aceea. Este. Uh, comportamentul copilului care îți spune lasă-mă pe mine să fac eu singur când vrea să aprindă lumina, să dea drumul la întrerupătoare, să se îmbrace singur, eu singur și este ceea ce îți transmite mai târziu adolescentul tău care spune vreau mai multă libertate, vreau mai multă decizie, pentru că este o nevoie care crește în timp odată cu vârsta, cu acest vârf în adolescență, ce știi tu, vreau eu singur, independența copilului care se conturează, individualitatea lui, deci este un vârf în adolescența, acestei nevoi de autonomie, după care se stabilizează undeva în niște limite fluide în jurul vârstei de 22, poate 25 de ani. Aceste trei nevoi ne aduc nouă starea de echilibru în momentul în care sunt satisfăcute. Okay? Indiferent de locul în care suntem, persoana cu care relaționăm, avem nevoie să ni le satisfacem pe toate trei, în fiecare zi, pentru a rămâne într o stare de echilibru. Or din această perspectivă am tras un semnal de alarmă cu privire la cum arată realitatea copiilor noștri astăzi. Odată în plus adăugând aceste măsuri restrictive în realitatea lor, pentru că e evident nevoia de conectare nu le va mai fi satisfăcută, pentru că nu mai pot vedea, nu mai sunt văzuți, valorizați, respectați, mult din, din ceea ce înseamnă relaționare este restricționată, jocul care face parte din realitatea unui copil nu se mai poate întâmpla, îmbrățișările care sunt vitale pentru dezvoltarea emoțională, mai cu seamă la vârste mici, nu se mai pot întâmpla. Și pe lângă nevoia de conectare care nu le mai este satisfăcută la școală, nevoia de competență e puțin satisfăcută, m-am întrebat cum se vede realitatea, adică cum poate primi informația un copil de la un adult care e foarte departe, cu o mască pe față, nu aude, sunt puține mecanisme la care cadrul didactic mai poate face apel pentru a transmite informația, pentru că noi nu, suntem, noi nu putem învăța doar auditiv, avem nevoie să vă, vedem, avem nevoie să participăm la acest act pentru a primi informația. Și, nu în ultimul rând, este nevoia de autonomie. Vreau să iau decizii, vreau să fac alegeri. E bine, este evident că, în momentul în care ajungi în fața școlii, la un metru și jumătate distanță, în spatele celuilalt copil și totul se întâmplă uh, în comenzi și în, 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 în bife, intri pe aici, despre pe mâini, te așezi la masă, nu scoți masca, nu faci aia, n-ai voie. Foarte multe restricții. Nu satisfac, evident, nevoia de autonomie a copilului. Adăugăm la povestea asta și foarte mult stres, fie de către părinți transmis acest stres, fie pentru că n-ar vrea părinții să se îmbolnăvească copilul, fie pentru că părintele nu se simte în regulă cu toate aceste restricții, dar și într-un caz și în celălalt, copilul primește stres încă de acasă. Dacă mai adăugăm și un cadru didactic, unul sau toți, care transmit la rândul lor stres copilului, apoi. Um, ce se întâmplă este că nu se poate uh, face învățare în aceste condiții. Supraviețuirea, pentru că um, supraviețuirea este starea în care intrăm atunci când avem parte de stres, hormonii de tip adrenalină, cortizon sunt cei care ne, ne populează organismul, nu putem uh, să intrăm într-o stare de învățare. Învățarea se face într-o stare conectată, relaxată, plăcută, ori așa este foarte dificil. Deci nu e atât despre toate aceste restricții, cât este despre cum le percep copiii. Și sunt foarte multe mesaje uh, în aceste zile pe care le-am primit de la părinți care au auzit de la copii că au fost amenințați de cadrele didactice, inclusiv cu moartea unui bunic. Dacă îți vei da masca jos, va muri bunicul. Și atunci e un apel de responsabilitate pe care l-am și pentru părinți, și pentru bunici, și pentru cadre didactice, de a face ca această realitate să fie percepută de către copil într-un mod echilibrat. Avem reguli pe care le respectăm, dar nu sunt baubau, dar nu avem amenințări, dar nu, dar nu sunt pedepse atât de grave cum ar fi cea pe care tocmai am menționat-o, și care, așa cum a spus o colegă de-a mea chiar recent, sunt ca o bătaie pe viață. Așadar, acesta este apelul meu către voi. Și mă voi mai opri un pic pentru o scurtă pauză publicitară, ceea ce îmi va da o dată în plus răgaz să iau întrebările voastre, să le selectez pe cele mai frecvente și să le așezăm în echilibru, pentru că nu e ușor pentru nimeni în această perioadă. Suntem din nou live, iată, a început să curgă întrebările voastre și am să le iau cât de multe pot. Emilia Dumitru spune, bună, noi locuim în Germania, aici școala a început de săptămâna trecută, se poartă măști doar în mijloacele de transport și pe coridor. La ore nu se poartă nicio mască, dar copiii nu mai re relaționează la fel, aud mulți părinți care le spun copiilor să stea cât mai departe de alții, să nu se atingă, să nu se joace și așa mai departe. Este foarte trist. Acesta este adevărul. Într-adevăr, așa cum am spus, frica noastră este ceea ce a fost transferat copiilor și la asta aș vrea să ne uităm cu foarte mare atenție, pentru că copiii noștri au nevoie, au nevoie să simtă că lumea în care trăiesc este una sigură. Altminteri, avem toate șansele să, să creștem o generație de, de oameni anxioși, iar nevoia de relaționare să nu se mai întâmple în mod firesc, pentru că, în Sintagma de distanțare socială, noi transmitem copiilor noștri că fiecare a doua persoană sau fiecare celălalt este un potențial pericol. Ori asta nu este sănătos pentru, pentru tot ce înseamnă dezvoltare emoțională. Grija e una, panica e alta. Hai să ne uităm la calea de mijloc. Dar da, în cele mai multe țări, cu excepția poate a Spaniei, din tot ce știu până în acest moment și Greciei, în nicio țară din Uniunea Europeană copiii nu poartă măști în sala de curs, ceea ce e o foarte mare diferență pentru că acolo își petrec cel mai mult timp în sala de curs și tot acolo se întâmplă actul educațional despre care facem vorbire. Deci motivul pentru care de fapt copiii se duc la școală. Adriana Anet Hodoș întreabă de ce la un nunt au voie în interior 50 de persoane fără mască, dar copiii la școală nu au voie să stea fără mască. E bine, Adriana, din categoria de urilor am putea adăuga foarte multe DC-uri uh, cu privire la măsurile care s-au luat, început cu martie până acum, uh, mai puțin logice pentru foarte mulți dintre noi, atât la noi în țară, cât și în alte țări. Și pentru că eu am dezvoltat uh, în toată viața mea gândire critică, eu fiind un om cu. Nevoie de autonomie foarte mare. Mereu întrebam de ce. Eram acel copil deranjant din clasă care punea întrebarea de ce profesorilor. Până când se enervau și spuneau pentru că așa scrie în carte sau pentru că așa e în manual sau pentru că. Aceasta este. Uh, uh, cum să spun, răspunsul suprem al unui om care nu are răspunsul de fapt. De ce se întâmplă așa? Pentru că așa spune legea sau pentru că așa este regula. Știți că celor mai mulți dintre noi ne s-a întâmplat vreodată să avem vreo nemulțumire legată de vreun serviciu pe care l-am primit de la o companie sau de la o persoană care ne-a servit și am dorit să vorbim cu șeful, nu cu cineva mai mare în rang și să înțelegem de ce lucrurile stau așa. Și răspunsul venea aproape invariabil pentru că așa este regulamentul. E bine, în această perioadă de timp, și eu am văzut foarte multe de ceuri la care nu mi s-a răspuns într-un mod în care să simt că are sens. De ce s-au închis parcurile? De ce oamenii nu au mai avut voie pe plajă sau la munte, adică în aer liber? Acum ni se spune să aerisim spațiile. Deci, de ce n-am putut să ieșim la aer liber? De deci ce au fost deschise. Uh, supermarketurile și, um, nu știu, magazinele de cumpărat alcool și păcănelele, dar oamenii n-au avut voie în biserici, de exemplu, sau în alte tipuri de magazine. Um, de ce e voie în interior cu 50 de persoane fără mască, dar copiii trebuie să stea cu mască? Sunt foarte multe de ceuri la care nici eu nu am răspuns și e important să ni le păstrăm vii. De ceurile. <coughs> Încă o dată, în momentul în care există o lege, chiar dacă nu o înțelegem, o regulă, chiar dacă nu o înțelegem, eu cred că regulile trebuie păstrate, trebuie respectate, altminte devine totul haos. Asta nu înseamnă că nu le comentăm și nu găsim căi uh, pentru a le modifica, schimba sau găsi o altă realitate care să ne convină mai mult sau să răspundă mai mult obiectivelor pe care le urmărim. Dar dacă nu ne păstrăm gândirea critică, să întrebăm de ce, apoi, într-adevăr, primim tot ce vine către noi, pe nemestecate, fără să ne punem întrebarea. De ce să alerg în herăstrău dacă sunt eu singur cu mască pe față? Știți foarte bine la ce mă refer. Deci gândirea critică e important să ne păstrăm. Marius care spune, copilul meu are deviație de sept, nu poate să respire cu mască pe față. Sfatul crud transmis de secretarul de stat Raed Arafat este afară pe hol. Știm cu toții care au fost comentariile mai marilor noștri, și în categoriile de care vorbește Mariu, sunt foarte mulți alți copii care nu pot merge la școală sau nu pot respecta aceste măsuri, de la boli pe care le au, inclusiv respiratorii, la incapacitatea pur și simplu de a se conforma a unei astfel de reguli, și aici mă refer la mulți, foarte mulți copii, de exemplu, care suferă de o formă mai gravă sau mai puțin gravă de ADHD. Este aproape imposibil pentru un astfel de copil să respecte aceste uh, reguli dacă nu are un sprijin lângă el constant. Deci sunt foarte mulți copii uh, care nu, uh, pentru care nimeni nu a găsit o soluție, iar statul nu a găsit de cuvință să se implice în acest moment. Uh, Copilul meu are asm, spune uh, altcineva. Face online și este în provincie, unde nici acum nu este nimeni online, pentru că este în curs de organizare. Vai de viața noastră! Îmi pare rău pentru toți copiii care trec prin această situație, pentru că, dincolo de problemele respiratorii sau de sănătate pe care mulți copii le au, există și fizic incapacitatea statului de a oferi educație pentru acești copii. Și online-ul poate părea o soluție interesantă pentru aceia care știu să facă online și pentru părinții care se pricep la asta și pentru locurile în care există internet și există laptopuri, dar realitatea arată că în țara noastră sunt mult mai mulți aceia care nu beneficiază de toate aceste privilegii cu ghilimele de rigoare. Oricum, în perioada martie-iunie nu s-a făcut școală, am spus-o pe toate canalele aia, nu e școală ce s-a întâmplat atunci. Dacă înainte de asta se întâmpla școală, e bine, în acea perioadă nu putem vorbi despre școală, pentru că cei mai mulți copii au primit niște fișe pe care au trebuit să le completeze. La anii mai mari, predarea s-a întâmplat uh, foarte mărunt și mulți dintre copiii au fost întrebați, asta știu din surse foarte multe pe care le accesez direct, au fost întrebați... Uh, cum terminăm acest trimestru, îți dau nota pe care ai avut o trimestrul trecut sau vrei să faci un test pentru a-ți această notă? Ei, ghiște ce au răspuns cei mai mulți copii. Las-o așa, că e bine așa. Sunt foarte multe cadre didactice care nu s-au conectat live cu copiii și adevărul este că învățarea la distanță este o cu totul altă mâncare de pește. Adică este cu totul altceva. Și pentru învățare la distanță există curicule destinate învățării la distanță, există profesori care au învățat cum să facă treaba asta și nu se poate întâmpla peste noapte. De ce nu s-a întâmplat nimic pe parcursul perioadei verii și de ce Ministerul Educației Învățământului nu a luat măsuri în această perioadă pentru a ne pregăti pentru învățământ online? Din nou, este o altă întrebare de ce la care nu primim răspuns. Dar da, aceasta este situația în care foarte mulți copii se găsesc în acest moment. Emilia Dumitru îmi pune o întrebare constructivă care îmi place foarte mult și care ar putea să ne ajute pe cei mai mulți în această situație. Cum putem satisface nevoile de competență și autonomie în această perioadă, cu multe restricții și responsabilități pentru copii? E, ajungând la această întrebare, e important să primiți și punctul meu de vedere. Avem o realitate Uh, ne place sau nu ne place, realitatea în care trăim cu toții este o alegere. Eu cred asta. În momentul în care ești aici, uh, încă o dată, respecti ceea ce ai de respectat, pentru că acestea sunt regulile, te străduiești să schimbi dacă poți să faci asta, dar adaptare înseamnă să scoți cei mai buni dintr-o situație în care te găsești. Asta înseamnă adaptare. Să iei exact ceea ce ai și să faci din asta rai. Na, că am venit și cu o rimă. Așadar, acesta este motivul pentru care întrebarea îmi place foarte mult. Cum putem satisface nevoile de competență și autonomie în această perioadă? Păi hai să ne gândim. Avem uh, probabil o oră, maxim două dimineața, pe care ne le petrecem cu copilul și mai multe ore după amiaza, după ce copilul vine de la școală, slash grădiniță, liceu și mai avem weekendurile. Dacă noi ne propunem continuu, constant, conștient, în toate aceste ore, să umplem copiilor noștri rezervorul de conectare, de competență și de autonomie. Așadar, este un efort conștient al părintelui care își propune să facă treaba asta. Avem șanse foarte mari să echilibrăm această realitate. Mai concret, ce putem face dimineața? Păi, în loc să ne trezim cu o alarmă de incendiu și să ducem și noi uh, uh, război cu copiii prin toate comenzile pe care ei oricum le aud în fiecare zi, dă-te jos din pat, spală-te pe dinți, îmbracă-te, fost ghiozdan, așa stă la masă, mănâncă, îmbracă-te odată. Deci în loc să facem treaba asta, care oricum va adăuga stres copilului și nu-i va satisface nevoile niciuna dintre cele trei, hai să ne luăm răgaz. Hai să ne trezim cu adevărat, cu măcar jumătate de oră mai devreme decât fără să furăm încă jumătate de oră de somn și pentru noi și pentru copii, ca să avem tihnă, măcar dimineața. Și vă propun, la mine a funcționat fantastic de ani de zile povestea asta, și pentru mii de părinți a funcționat, să vă faceți un program cât de cât fix dimineața. Cu cât e copilul mai mic, cu atât treaba asta funcționează mai bine. Adică, te dai jos din pat, primul lucru pe care îl faci, mergi la bai și te speli pe din, după care te întorci în cameră și te îmbraci haine pe care eventual le alegi de cu seară, pe varianta alegerilor bluza asta sau bluza asta, tu ce părere ai? După care mergi la micul dejun, unde din nou ai niște variante de alegere. Ce ți-ai dorit dimineața asta? Păi am stabilit că o să fie ouă, eventual. Le dorești prăjite sau le, prăj... le dorești fierte și ai vreo o salată din asta sau din asta? Tu alegi. Da? Și încercăm cât de cât în această dimineață să ne conectăm cu copilul, să avem o dimineață relaxată, să le facem pe toate în tihnă, în așa fel încât să nu ieșim târziu din casă. Și dacă această rutină se păstrează în fiecare zi. Și mai și învățăm câteva tehnici de satisfacere a nevoilor copiilor, reușim să o facem dimineața și seara. Um, un alt element aici este să ne uităm la nevoia de competență, ca ieșind neapărat din sfera școlii. Eu uh, um, trimit această informație către părinți de câte ori am ocazia. Învățarea nu este doar educație formală, învățarea nu este doar școală sau liceu. Este ceea ce facem în fiecare zi. Adică ne uităm la un film seara împreună cu toții, hai să vorbim despre ce am învățat din filmul ăsta. Seamănă cu ceva din ce a trăit vreunul dintre noi sau uh, personajul principal seamănă cu vreunul pe care îl cunoaștem în viața reală? Am avut o experiență neplăcută. Ce am învățat din asta? Am avut o experiență plăcută. Ce am învățat din asta? Am văzut un, doc un documentar, ce am învățat din asta? Am întâlnit o persoană nouă. Ce învățăm din povestea asta? Și în momentul în care facem învățarea, un prieten pe viață și o preocupare pe care și noi ca adulți o avem, ca modele pentru copiii noștri, atunci ei încep să absorbă informații, informație din toate experiențele lor, de la toate persoanele pe care le întâlnesc, din fiecare carte, film, care carte o să spuneți voi, film, din fiecare documentar pe care îl văd. Cam asta este ceea ce putem să facem, ok? Claudia spune așa, uh, nu am întrebări, voiam doar să spun puțin din experiența de până acum. Fetița mea stă acasă, stă la școală, pardon, până la ora 14, este clasa 3 -a. Treia. Ieri am luat-o de la școală și era puțin tristă. Am întrebat-o ce s-a întâmplat și mi-a răspuns așa, mami, am avut o fișă de făcut la matematică și nu am putut să o fac. Pur și simplu nu mă pot concentra, îmi vine să cască tot timpul și simt cum aerul din mască îmi vine înapoi în gură și îmi lacrimează ochii. Este foarte greu să optezi pentru școală online, spunea mai departe, pentru că nu se poate interacționa cu învățătorul, doar ascultă ce spune. Asta presupune să stau lângă ea și să-i răspund acolo unde nu înțelege. Destul de dificil pentru mine, având în vedere că lucrez de acasă și am deadline-uri de respectat. Probabil că o să mai aștept câteva zile să văd dacă acestea sunt niște efecte de început și probabil se va obișnui să poarte șase ore mască pe față. Dacă nu, vom lua o decizie în familie. Cam atât a fost despre experiența noastră. Sperăm să se găsească o soluție optimă pentru toți copiii. Mulțumesc, Claudia Elenei pentru uh, faptul că ne-ai împărtășit experiența ta. Este experiența foarte multor părinți în această perioadă. Și a fost și experiența mea, pentru că, da, și eu a trebuit să lucrez la starea pe care i-am transmis-o fiului meu cu privire la această mască. Și am fost, uh, cum tot timpul sunt transparentă cu el, spunând un punctul de vedere și ajutându-l și pe el să gândească critic și uh, i-am spus că aceasta este regula pe care va trebui să o respecte de îndată ce intră pe poarta școlii și că o face atât pentru că acesta este regulamentul, cât și pentru ceilalți și respectarea celorlalți și respectarea fricii celorlalți, e important să înțelegem și asta. Și că, în momentul în care el spune nu mai pot, din vari motive, să găsească soluții împreună cu profesorul și să vorbească cu mine și să vedem împreună ce putem face mai departe. Pentru că, da, totul este o alegere. E important să știm cu adevărat ce simțim și să nu renunțăm, așa cum am spus, la gândirea critică. Cred că empatia ajută foarte mult mai mult decât orice în această perioadă de timp. Și de la cadrele didactice către copii și de la noi către cadrele didactice pentru că nici lor nu le este simplă această situație și pentru ei actul educațional este foarte dificil și de la noi către copiii noștri empatia este foarte, foarte importantă. Adică știu că ți-e greu în această situație, știu că ai vrea să-ți dai masca jos, știu că nu poți să respiri, hai să ne gândim la câteva soluții, ai vorbit cu doamna sau ai vorbit cu profesorii, ei cum se simt, ce faci în momentul în care chiar nu mai poți respira. Ce faci în această situație? Și cred că dacă ne păstrăm sufletul deschis și urechile deschise și ochii deschiși și primim informație echilibrată din toate părțile, atunci putem să luăm deciziile corecte pentru toată lumea. Că să fie decizii care nu mulțumesc pe toți, niciodată nu se va putea treaba asta. Din păcate, niciodată nu se va putea face treaba asta. De ce? Pentru că acei părinți speriați pe care i-am. Amintit Am la început și nu discutăm despre pertinența fricilor. Nici măcar nu are relevanță. Pentru aceea, poate că nicio măsură nu va fi suficientă. Nici mască, nici plexiuri, nici dezinfectanți, nici distanța pe care o va avea profesorul, nici mărimea clasei, pur și simplu nimic din ceea ce se va întâmpla în jurul copilului nu va fi suficient de uh, bine gândit în așa fel încât să-și simtă copilul în siguranță. Deci, acesta este motivul pentru care vă invit pe, toții, pe toți să vă mutați către echilibru. Doar așa vom reuși cu toții. Emilia Dumitru spune, în această perioadă cu restricții la școală, copilul vine acasă și parcă nici nu mai vrea să audă din partea părinților nicio altă solicitare. Simt că relația noastră de bună colaborare se strică încet, încet. Când vine acasă, dorește să fie el cel care decide totul în casă. Este exact ceea ce am spus mai devreme, Emilia, și, dragi părinți, dacă foarte multe ore în fiecare zi nevoia mea de autonomie nu poate fi satisfăcută. Și comunicarea uh, adulților către mine, de când mă trezesc și până ajung acasă, este în comenzi, stai jos, nu spune masca, nu scoate masca, nu te întinde către celălalt, nu te ridica din bancă, n-ai voie să ieși afară, nu vorbi între, puneți masca, nu scoate masca, așa te în bancă, deschide, nu vorbi bine între ieșiți înapoi, veniți înapoi, ta 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 Deci dacă asta se întâmplă foarte multe ori în fiecare zi, nevoia de autonomie se cere satisfăcută. Ea nu uh, dispare pe undeva pe sub covor, ci pur și simplu se cere satisfăcută. Ce vedem în oglindă aceste refuzuri de cooperare? Este singura șansă pentru cei mai mulți copii de a-și satisface nevoia de autonomie prin aceste comportamente negative și vor spune Nu vreau!" sau Lasă-mă în pace!" sau Fac ce vreau eu!" Și atunci când avem cerințe simple, de tipul te rog să te pregătești pentru somn, sau te rog să te așezi la masă, sau hai să-ți speli dinții, putem avea parte de aceste reacții. Nu vreau. Și nu pentru că ar o problemă cu spălatul pe dinți, sau cu a merge la culcare, sau a închide laptopul, sau a ne ajuta să punem masa. Nu am nicio problemă cu toate aceste activități. E pur și simplu șansa lor de a spune asta pot eu decide. Și tocmai pentru că nevoia de autonomie se cere satisfăcută, o fac prin refuzuri în mod inconștient. De aceea vă rog pe toți să vă informați despre cum puteți satisface nevoia de autonomie a copiilor voștri prin mecanisme, prin metode, prin a schimba stilul de comunicare, în așa fel încât percepția copilului și realitatea, nu doar percepția, să fie aceea că poate lua decizii, poate face alegeri poate fi sursa propriilor sale acțiuni, câteva ore pe zi, și da, sunt lucruri pe care le putem decide și lucruri pe care nu le putem decide. Deci trebuie să schimbăm felul în care comunicăm cu ei. Bună ziua, vă urmăresc și vă ascult cu mare drag și la radio și alte ori online. Mulțumesc, Rozina, pentru asta. Crina spune, nu sunt de acord cu purtarea măștilor la școală. Am două fetițe care plâng când trebuie să meargă la școală din cauza măștilor care nu le fac decât rău trebuie găsit o soluție pentru copiii noștri care mai rău se îmbolnăvesc din cauza asta, nu au oxigen suficient cu mască, nu înțeleg ce spun profesorii, nu se pot concentra la ore și plus că sunt terorizați să nu-și dea masca jos de pe nas, este un stres permanent. Asta nu e școală. Dragă Crina, este părerea foarte multor părinți, inclusiv a mea, reacția celorlalți care susțin purtarea acestei măști, inclusiv în sala de curs, este Tu ai o problemă, dragă părinte. Și dacă tu ai o problemă cu treaba asta, evident și copilul tău va avea. Acesta este motivul și argumentul pe care părinții pro-mască în sala de curs îl au față de cei anti-mască în sala de curs. Copilul meu, spun cei pro mască în sala de curs, nu are nicio problemă să poarte mască. Și o pune pe față, e foarte compliant. Tu ai o problemă, dragă părinte, și uh, eu transmis copilului tău, acesta este motivul pentru care copilul tău refuză să poarte mască sau spune că e greu sau că îl doare capul sau că transpiră pe subia sau că nu se poate concentra sau că nu poate respira. Tu ai o problemă, dragă părinte. Și eu am să spun că fiecare dintre aceste două categorii are dreptate. Adevărul este că, așa cum am spus-o de nenumărate ori, copiii primesc realitatea noastră. Mai cu seamă de la noi, mamele, care le traducem această realitate, pentru că nu e o regulă, dar de cele mai multe ori copiii își petrec cel mai mult timp cu mamele. Și atunci ei primesc valorile noastre, principiile noastre, felul în care noi ne uităm la lume, ce îi place mamei, ce mama consideră că e bine, corect sau greșit. Și pentru că noi le traducem această realitate, evident că ceea ce noi considerăm a fi bun, corect, drept, este ceea ce vor considera și copiii, cel puțin până la o vârstă. Și evident, dacă noi suntem complianți cu privire la o anumită regulă și credem în ea, asta este ceea ce vom transmite copilului. În plus, da, copiii sunt uh, la vârsta în care acumulează foarte multe comportamente. Și este și vârsta în care, la care, vârstele mici, copiii învață ce e bine și ce e rău, cum stau, cum mă așez, cum mă port cu ceilalți, cum îi privesc pe ceilalți. Dacă eu părintele cred cu tărie. Că eu și copilul trebuie să păstrăm distanța socială. Eu nu mă apropii de nimeni, nu dau mâna cu nimeni, nu interacționez cu persoane noi, nu vorbesc cu ei, sunt cu masca pe față, inclusiv afară, atunci sunt șanse mari ca al meu, copil, să-mi comportamentul. E discutabil dacă asta este bine sau e rău, pentru că eu cred că gândirea critică trebuie păstrată și toleranța, de asemenea. Acum, uh, sunt foarte multe discuții legate de. Uh, Uh, această mască cu totul. Ok? Deci, uh, voi mai discuta despre uh, purtarea măștii cu oameni care știu mai multe decât mine despre asta, adică mai mult decât doar disconfortul pe care purtarea măștii îl poate avea pentru copii, dar și alte efecte pe care masca le poate avea și din punctul de vedere al sănătății, dar mai ales din punctul de vedere al împiedicării actului educațional. Da? Adică despre ce e școala de fapt. Acesta fiind și motivul, vă spuneam la început, pentru care cei mai mulți specialiști în educație formală din întreaga Europa au spus mască și măsuri. Până în sala de clasă. Când copilul s-a așezat, aici își va scoate masca. Eu pentru asta pledez, vreau să fie clar pentru toată lumea. Um, Adriana spune: Eu zic că ar trebui noi, părinții, să ieșim în stradă, am scris și mai sus: la petreceri se poate fără mască, dar la vieții copii nu, e inuman. Sunt foarte multe uh, îndemnuri în această direcție. Uh, sper ca fiecare comunicare pe care părinții o, o vor avea cu autoritățile sau profesorii să fie în echilibru. Să fie cu toleranță, să fie în liniște și să fie cu calm. Asta este ceea ce îmi doresc în primul rând, indiferent unde se întâmplă acest tip de comunicare. Tiberiu spune la ședința cu părinții 90% am semnat un tabel prin care spuneam că nu suntem de acord cu purtarea măștii și reînceperea școlii în condițiile normale. Adică sunteți de acord cu reînceperea școlii în condiții normale și nu sunteți de acord cu purtarea măștii. Cred că e important, așa cum am spus, ca punctul nostru de vedere să se facă auzit și al profesorilor și al copiilor, încă o dată, într-un mod echilibrat. Hai să ne uităm la efecte, hai să ne uităm la echilibru, adică ce pierd și ce câștig în momentul în care am parte de aceste măsuri. Încă o dată, dacă siguranța fizică a copiilor noștri este singurul lucru um, care ne preocupă, atunci probabil că purtarea măștilor și dezinfectanților și plexiglasurilor și mânușilor ar fi toate o idee bună. Dar cred că dezvoltarea emoțională a copiilor noștri și sănătatea lor emoțională este la fel de importantă, ba chiar mai importantă. Mai cu seamă că această situație la care ne uităm cu toții acum nu se va întâmpla, nu se va termina mâine. Și atunci dacă ne uităm la soluții pe termen lung care să nu ne afecteze copiii din alte perspective, cred cu adevărat că trebuie găsite alte soluții. Aceasta a fost ora împreună, care întotdeauna Uh, trece foarte repede, așa că aș vrea să tragem împreună câteva concluzii. Scopul este să ne uităm la ce simt copiii noștri, să empatizăm cu ei și cu profesorii și cu ceilalți părinți și să mergem tiptil prin realitatea fiecăruia, pentru că adevărul nu este întotdeauna unul singur și că putem pleca de la premisa că we agree to disagree și să lăsăm gândirea critică să funcționeze în continuare, să ne adresăm întrebarea de ce de fiecare dată și încercând să răspundem la întrebarea de ce, să ne uităm la fricile noastre, la cât de pertinente sunt și. Punându-le pe masă, să realizăm că acolo unde suntem într-o zonă roșie a fricii, nicio măsură n-ar putea să fie suficientă, dar dacă ne uităm concret la ce putem face pentru a beneficia uh, și de siguranță fizică, și de siguranță emoțională, și, cu, și de un act educațional uh, coerent, atunci poate reușim cu toții împreună. Mi-a făcut plăcere să fiu alături de voi astăzi și până joia viitoare să avem parte de zile cât mai calme și cât mai echilibrate. Satisfaceți cele trei nevoi psihologice de bază ale copiilor voștri ori când puteți să o faceți. Atent, conștient și proactiv. Să creșteți copii frumoși, și pe dinăuntru, și pe din afară. La revedere! Ai ascultat În direct cu Urania Cremene, emisiune pentru părinții care văd măreția din copilul lor.